Veste bună pentru producătorii moldoveni. Lista mărfurilor care vor fi exportate pe piața rusă fără taxe vamale va fi extinsă pentru încă 5 categorii de produse, începând cu 1 ianuarie 2020. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de președintele Moldovei, Igor Dodon, care a scris pe pagina sa de Facebook că la o astfel de înțelegere a ajuns ministrul agriculturii Ion Perju în cadrul unei întrevederi pe care a avut-o la Moscova cu Dmitri Patrușev, co-președintele Comisiei Ruse de Colaborare Comercial-Economică. Potrivit comunicatului de presă plasat de șeful statului, tot din 2020, lista exportatorilor moldoveni de fructe și legume pe piața rusă va fi extinsă de la 130 la peste 350, adăugând că 16.000 de autorizații de transport pentru anul viitor au ajuns deja în Moldova, iar în caz de necesitate, numărul acestora va putea fi majorat. Menționăm că din lista produselor care vor putea fi vândute în Rusia fără taxe vamale fac parte carnea de bovină, semințe de floarea soarelui, zahăr, spirt etilic și mobila.